Aproape 1.000 de membri ai ALDE filiala Olt au luat parte la lansarea candidaților partidului la principalele funcții în administrația județului. Organizația Olt a ALDE și-a desemnat candidații pentru aproape toate localitățile județului, cele mai importante candidaturi fiind cele ale lui Cristian Bircea, care va intra în cursa pentru primăria Slatina, în prezent viceprimar, și ale lui Ioan Ciugulea, fost vicepreședinte CJ Olt, care va deschide lista pentru Consiliul Județean. Sunt inginer de profesie. Din 90 n-am mai fost angajat la stat până când am ajuns vicepreședinte la Consiliul Județean timp de 6 ani. Acum un an și ceva mi-am dat demisia pentru că nu puteam să fiu în tabăra pederistă și am hotărât să merg în tabăra Partidului Liberal Reformator, astăzi transformat în Partidul ALDE. Obiectivul ALDE pentru alegerile locale este obținerea unui scor cât mai bun pentru a deveni un partid puternic pe scena politică. Tăriceanu regretă faptul că PNL, cel mai vechi partid, nu mai există. Avem ambiții mari, nu vă ascund. Avem ambiții și la nivel național și ca medie, avem ambiții și la nivel local. Vom putea să contribuim și noi cu un ajutor, sigur, logistic sau de consultanță pentru candidații noștri și pentru organizații, în așa fel încât să obțină un scor cât mai bun, care să ne facă un partid relevant pe scena politică. Am să vă spun, și nu am să lungesc foarte mult intervenția mea, am să vă spun care este obiectivul nostru politic. Obiectivul nostru politic este legat de ceea ce vrem să fim ca partid și ceea ce să reprezentăm în fața electoratului. PNL-ul, pentru că n-aș putea spune Partidul Liberal, din păcate, și nu vreau să mă refer foarte tare la aceștia, faptul că sunt formați mai mult din ceea ce înseamnă componenta PDL, nu mă refer aici la nivelul județului Olt, pentru că, din câte am înțeles, nu prea mai există PNL la nivelul județului Olt, așa că nu ne rămâne altceva în campania pe care sunt convins că o va duce foarte bine domnul Bircea, în special la nivelul municipiului reședință de județ. Slatina va fi o campanie în care vom lăsa atacurile puțin la o parte și vom vorbi mai ales despre ceea ce vor oamenii să audă. Tărceanu și Constantin au salutat fiecare candidat în parte și i-au felicitat pentru că au rămas adevărați liberali, urmând valorile liberale.